În primul rând că sunt din Pitești și sunt aproape de casă și din cauza asta. La masă? Ați avut un motiv anume sau așa s-a întâmplat? Eu am luat postul prin rezidențiat. Am făcut rezidențiatul la București și mai am făcut prin funde. Și e dreptul meu câștigat prin post, nota mea, care a fost destul de mare și atunci m-am gândit că e o oportunitate și pentru mine să... E o diferență între un spital foarte mare și unul mic și cred că am multe de învățat. La fel și eu. Am luat postul la rezidențiat și mi-am dorit un post într-un spital de stat. Așa că am avut cumva noroc să fie postul ăsta. Cum vi se pare spitalul din punct de vedere al dotărilor, echipamente? Pe secția de obstetrică și ginecologie mi se pare minunat în sensul că avem două ecografii noi, un videocorposcop nou, înțeleg că s-ar putea să primim și un histeroscop în viitorul apropiat. Putem să apelăm și la chirurgie minim-invazivă prin laparoscopul de pe secția de chirurgie. Deci eu sunt foarte încântată de ce ne oferă spitalul. Da, mă sunt. Avem ce ne trebuie, nu? Da, avem ce ne trebuie și linie endoscopică și chirurgie deschisă se poate face. Vreți să rămâneți în acest spital sau considerați o rampă de lansare? De 4 luni. În intermediu. De 4 luni lucrez aici, da, eu aș vrea să rămân. Planul e să, da, să rămânem aici. Câți dintre dumneavoastră își vor lua locuința aici la ANR-ul postului special? Nu știu. Asta nu poate să spun. În comisia și au exprimat intenția puțin mai devreme. Da, ați depus, cu toții ați depus? Da, da. Deci dumneavoastră, doamnelor și domnul? Eu nu am depus. Pentru că, în iubite, știe mai simplu. Sper că deci, am cineva care e mai de departe și are nevoie. Aș vrea cu toate să le urez bun venit tuturor. Noi am primit cu brațele deschise și ne dorim să avem o foarte bună colaborare și să rămână alături de noi. Și aș vrea să vă spun că mai avem încă un medic, medic anestezist, care la ora aceasta este în sala de operații, pentru că se operează și se operează mult. Se numește doamna doctor Diana Lefter. Tuturor le urez încă o dată bun venit. Mulțumesc!